Preamărit să fie Domnul! Am cântat și o veste tristă, că pot să caz oricând. Dar vreau să vă spun și una foarte adevărată și veselă. Poți să te ridici în picioare înaintea Domnului oricând. Nu numai să cazi oricând, și să te ridici poți. Și aceasta cum? Omul lui Dumnezeu în Psalm ne spune, când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și măcar că tu ai actele tale, faptele tale de rușine, nu ți se mai umple fața de rușine. Când vrei să te întorci către El, glorie Domnului! Sunt vesel că prin harul Domnului, după multele mele umblete, vreo 3 luni prin țară și prin Spania și prin Austria, după aia câteva zile acea acasă și apoi 1 lună și ceva prin America, Dumnezeu mi-a dat harul ăsta să fiu din nou cu dumneavoastră, pe care vă binecuvânt în numele Domnului pe fiecare în parte. Harul Domnului să ne însoțească. Mi-aduc aminte că într-una din duminici, parcă, am vorbit din capitolul ăsta 9, din cartea scrisă de Solomon, Proverbele lui Solomon. Și atunci am vorbit, după ce l-am citit, am văzut că nu sunt clar cu spusa versetului prim. Înțelepciunea și-o zidit casa. Și am spus atunci, pe asta o lăsăm pe altă dată. Și am explicat ce ne-a dat Domnul la îndemână atunci despre slujnicile care strigă de pe înălțimile cetății și apoi de femeia nebună care strigă de pe înălțimile cetății. Și timpul era un pic înghesuit, n-am putut să mă duc mult departe, dar nici să mă pot descurca în primul verset pe care am zis că altă dată. Nu mi-am mai adus aminte de el. Și marți seara, după ce am plecat de aici acasă, cred că în jur de 12 m-am pus în pat și apoi pe la 2 m-am trezit, n-am putut să adorm și mi-a venit în minte promisiunea că trebuie să vorbesc despre cei 7 stâlpi. Am căutat într-o expunerea unui frate și vorbea el frumos după ceea ce el a priceput, dar nu mi s-a părut deloc potrivit o expunere așa, care toate le atribuie ca pierdute de Domnul Iisus. Nu ne-a căzut bine. M-am rugat și la un moment dat, cum vă spunem de multe ori, când am un verset pe care nu-l înțeleg, atunci eu nu mă depart de el. Pe el vreau să-l știu, ce e acolo. Dacă se nimere, postesc o zi, două, îl citesc de multe ori, mă rog, și Dumnezeu trebuie să-l desfășoare, ca lui e cuvântul. A lui înțelepciunea. Amin.
a Lui puterea de gândire, El ne-o dă. Glorie Lui! Și atunci m-am așternut, cum spun, pe a medita ce pot să fie acei 7 stâlpi. Unii fugeau departe, cele 7 duhuri al lui Dumnezeu din Apocalips, dar cum, Doamne, o tăia Dumnezeu ceea lui din cer? De pe pământ, aia poți, dar nu din cer. Și în cele din urmă, Dumnezeu mi-a desfăcut mintea și vreau să o împărtășesc cu dumneavoastră gândirea aceasta. Glorie Domnului! Nu uitați, fiecare cifră, adică număr 1, 2, 3, 4 și așa mai departe, are în definitiv o reprezentare. Călugării din muntele Atros, fiind canonizați, canon însemnează ceva de forță, mai mult ca un blestem, dacă nu-l împlinești. Ei trebuie să stea izolați prin munte, singuri. Și ca să nu-și piardă mintea în singurătate, oamenii mai pierd mintea, cum zice sora Bițința, Persida Bradin. El spune că când a fost încarcerată la canal, s-a rugat cât s-a rugat, dar la un moment dat mintea ei nu mai juca bine. Și a dus aminte de cei din muntele Atros și a început și ea să zică după ei, dar nu mai ții minte cum a numerotat ea, ce a dat fiecărui nume ca tâlcuire. În schimb, eu știu ce știu eu. Și în felul ăsta aș vrea să vă spun că numărul 1 reprezintă pe Dumnezeu. Numărul 2, Vechiul și Noul Testament. Numărul 3, cele 3 persoane din Dumnezeire, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Numărul 4, cele 4 Evanghelii. Numărul 5, Harul. 6 e simbolul omului, că în ziua 6 a fost făcut. 7 este un număr desăvârșit. Și etc., etc. Dar, fiindcă în versetul 1 al capitolului 9 din Proverbe ne spune înțelepciunea și a tăia cei 7 stâlpi, atunci ne-a dat de gândit cei 7 stâlpi, ce pot să însemne? Fiindcă m-am gândit la stâlpii pământului. Ana, în cântarea ei din 1 Samuel, capitolul 2, cu versetul 8, pare că acolo, cânta și zicea de stâlpii pământului. Dar nu se potrivea nici acei, că nu eram niciunde numărați 7. După specialistul ăsta, Lupian Georgică din Brașov, care s-a ocupat de așa ceva, el arăta 2 stâlpi a pământului. Dar, oricum, acestea toate sunt idei, dar practic vorbind,
Stâlpii sunt ceva pe ce se sprijină o casă, o clădire mare sau mică chiar. Un popor are stâlpii lui de bază, care nu pot fi ignorați. Slujbele au stâlpii lor. Sunt ceva, deci, pe care se sprijinește, chiar un ritual, ba chiar și pământul, cum spunem, de acest om cercetător astrofizic din Brașov. El spunea că pământul, după ce a cugetat tare mult, de ce a făcut Dumnezeu întâi cerurile și apoi pământul? În cele din urmă, experiențele vieții lui de copil începând cu bunicul lui, au aflat că pământul este fixat între cele două puteri magnetice din univers, steaua polară și cele cinci stele ale sudului, care nu se văd decât din Australia, din o parte a lui Adelaide sau Tasmania. Am fost în Noua Zeelandă și de acolo nu le-am văzut. În fine, acolo am văzut și m-am jucat cu aparatele lui, încât am văzut globul pământului luat din prăvălie, pe care a trebuit să-l fixez, cum spune Sfântul Cuvânt, pământul-i spânzurat pe nimic. Și atunci, dacă l-am apropiat cu aparatele lui de steaua polară, îndată l-a atras steaua polară. Dacă l-am apropiat mai jos, îndată l-a atras stelele sudului. Dacă l-am nimerit la mijloc, unde trebuia și locul lui, cum l-am lăsat din mână, cum s-a învârtit singur, cum se învârte pământul ăsta gigant. Slăvit să fie Domnul! Și am avut și eu o experiență frumoasă cu asta. Oricum, acum, gândind mai departe la toate acestea, în cele din urmă, gândurile mele au evoluționat, s-au evoluat și luând în calcul ce ar putea fi, Dumnezeu ne-a deschis mintea în noaptea aceea. În testul de față, înțelepciunea este o persoană. Că tot în Proverbe, în 8, 30 și 31, vorbește despre un meșter al lui Dumnezeu și meșterul ăsta al lui Dumnezeu e înțelepciunea lui Dumnezeu. Și el era și veselia, bucuria lui Dumnezeu. Și el a făcut toate lucrurile, cum ne spune în Sfânta Evanghelia lui Ioan, în capitolul 1, versetul 3, până la versetul 10 merge, unde ne spune, lumea a fost făcută prin el și toate, zice în 3-4, au fost făcute de el și pentru el, și nimic din ceea ce a fost făcut n-a fost făcut fără el. Că el era înțelepciunea lui Dumnezeu așa de înaltă, încât s-a gândit unde să fixeze fiecare stea, unde să fixeze pământul,
unde să fixez în calea lacteie soarele, luna, ca să ne fie prielnice nouă, să putem trăi și să putem să ne bucurăm de viață. Glorie Domnului! Deci înțelepciunea aceasta mare a lui Dumnezeu, Apostolul Pavel ne mai spune că Dumnezeu l-a făcut pe el pentru noi înțelepciune, că noi, apropiindu-ne de Domnul Iisus, ne înțelepțăm, cercetând cuvântul și gândindu-ne adânc la cuvântul lui Dumnezeu, căpătăm înțelepciune. De aceea ne și este scris, ca să te gândești și zi și noapte asupra cuvântului lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă înțelepciune. Dacă asculți de glasul femeii nebune, adică glasul lumii, atunci tu, în loc să te gândești la cuvântul lui Dumnezeu, te vei uita la lucruri scârboase și îți vei străca mintea, inima și buna dispoziție și te vei încărca de pofte spurcate și îl vei pierde pe Dumnezeu și nu-ți va mai veni să citești în Biblie și vei pierde zelul de a te ruga și de cântat nici vorbă și vei ajunge într-o stare când toți oamenii ți s-or părea că sunt potriva ta. Nu te vei mai putea uni cu nimeni. Mulți ajung să nebunească și alții comit omoruri sau ei înșiși sunt pradă gândurilor lor și se omoară. Dacă nu studiez Sfântul Cuvânt, atunci îi mare bai. Domnul Iisus Hristos ne-a deschis mintea, primul stâlp care a fost tăiat au fost altarele și jertfele lor. De la Abel și până la jertfirea Domnului Iisus Hristos, tot evreul să bizuie pe jertfe. Dacă avea o pricină de mulțumire, să aducă o jertfă. Dacă cădea într-un păcat, să aducă o jertfă. Dacă pleca într-o călătorie sau vroie ceva să ceară de la Dumnezeu, să aducă o jertfă. Dar toate acestea era o expresie grăitoare că va veni odată în lume și la vremea potrivită, la împlinirea vremii, zice Biblia, Tatăl a trimis un miel pentru jertfă. Glorie Lui! Amin, amin. Dacă împărații trebuie să aducă câte un miel de familia lor, dacă prorocii trebuie să vie cu un miel pentru familia lor, dacă săracul trebuia totuși și el să aducă un miel pentru familia lui și tot evreul trebuie să cinstească pe Dumnezeu aducând un miel ca jertfă de Paști, atunci vine cuvântul lui Dumnezeu și ne spune în 1 Corinteni 5:7 că Domnul Iisus Hristos este sau a fost mielul lui Dumnezeu pentru noi, pe care Apocalipsa îl vede că am văzut un miel păreș unghiat, dar viu, așa cum ne scrie și evangheliștii, și însăși Domnul Iisus spune, am fost mort și acum sunt viu în vecii vecilor. Glorie Lui! Deci, mielul lui Dumnezeu, sosit în lume, a tăiat stâlpul ăsta de încredere a evreilor și a lumii întregi. Și Psalmul 50 zice, dacă mi-ar fi foame, doar nu ți-aș spune ție, a mea e lumea cu tot ce cuprinde ea. Eu cunosc toate fiarele de pe munți și tot ce se mișcă pe câmp este al meu.
și păsările cerului și toate. Dacă mi-ar fi foame, ce ar trebui să spui ție? Adă-mi o jertfă, adă-mi o mâncare de căprioară sau de turturică. A mea-i lumea, aș putea să mânc, dar mie nu-mi trebuie. Și atunci a schimbat pentru Noul Testament, tăind stâlpul acesta al jertfelor și al altarelor, împlinindu-se în Hristos Iisus totul cu privire la jertfire. Dar ce ne cere, în schimb, pentru noi, nou evreu, nou Israel, Biserica Domnului, din 50 cu 14 și ultimul verset, la fel 23, care acolo, aduc ca jertfă lui Dumnezeu mulțumiri și apoi împlineșteți juruințele făcute celui preanalt. Glorie Domnului! Că și ne aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește și celui ce veghează asupra căii lui să cugete zi și noapte la cuvântul Domnului, acelui ai voi arăta mântuirea lui Dumnezeu. Fie slăvit Dumnezeu! Dragii mei, acest stâlp pe care să bizuie evreii sau casa evreiască a fost tăiat. A doilea stâlp este diferitele ceremonii obligatorii care au fost și ele în legea nouă nu mai apar. Au fost tăiete și în direcția aceasta Domnul Iisus Hristos ne spune în Evrei 9, de pe la 8, 10 și 12, că nu mai avem nevoie de spălături și de câte toate. Evreul era obligat, înainte de apusul soarelui vineri seara, să se spele, să spele hainele, să se schimbe, să... Vai de mine, că dacă nu se numea, că e necurat. Dar când a venit fața aia de masă la Petru, în Cezarea acolo, nu i-a spus, ai grijă că oamenii ăștia nu s-au spălat vinerea sau că oamenii ăștia au mâncat ce-au putut ei, fie carne de iepure, fie carne de pisică, cum mâncau italieni, că era italieni, sau de cal, sau cea mai preferată pentru mulți din ei, carnea de mânz, de măgar. Nu zice să ai grijă că ăștia sunt necurați. Dimpotrivă, i-au arătat la Petru tot felul de vețuitoare necurate într-un vas mare și i-au spus, Petre, tu acum ești evreu, dar e cuțitul, taie-mă și mâncă-mă, mâncă o bucată de șarpe, mâncă o bucată de maimuță, mă mâncă din astea. Vai, Doamne, eu de când des în gura mea nu a intrat așa ceva spurcat și necurat. Petre, ai grijă să nu mai numesc spurcat pe nimeni pe care Dumnezeu i-a curățat. Glorie lui Iisus! Așa că acum nu mai avem femei la soroc necurate. Nu mai avem femei care nasc copii necurate. Nu, mă, astea sunt sfințite, sunt botezate de Domnul, au un legământ cu Hristos, fac parte din poporul Domnului. Cum să fie spurcate, mă? Nu se poate. Vezi? În felul acesta, și acestea în Hristos au căzut. Nu mai au nici o valoare ceremoniile acestea care n-au nimic cu sfințirea vieții. Al treilea stâlp este preoția. Evreii au avut familia
aronică leviță din care au ieșit preoții pe linia și sămânța lui Aron și Moise era un preot, dar cu toate acestea și la aceștia a venit vremea când a fost tăiați. În Luca ne spune o pildă despre un smochin găsit la drum, la intersecție acolo, care trebuia să dea rost și să sature poporul. Și Iisus, plămând, venind către Ierusalim din Betania, să uită că era așa verde și așa frumos și s-a băgat aproape să vadă dacă nu cumva este o hrană în el și nu a fost nicio hrană și l-a blestemat. Și de acum să se mute mare, simboliza preoțimea care nu hrăne poporul cu slujbele lor. Și s-au mutat în mare, acum lumea are preoți, dar casa lui Dumnezeu are fiecare individ care a venit la Hristos, care îl cunoaște pe Hristos, care trăiește neprihănirea, cum zice Sfântul Cuvânt în 1 Petru 2:9, noi toți formăm acum o preoție și o împărăție pentru Dumnezeul nostru, fie-i slăvit numele. În felul acesta, deci, și preoția levitică a fost tăiată, ea fiind al doilea, al treilea stâlp. Al patrulea stâlp, care a fost și el tăiat, este sabatul. Sabatul, în definitiv, n-a fost dat neamurilor, nu este pentru neamuri și biserica nu este obligată să ție sabatul. Dar dacă cuiva îi convine să țină sabatul, nu îl împiedică nimeni. Numai să aibă grijă, zicea Apostolul Pavel, că dacă intri sub lege și calci una din legi, atunci ești vinovat de toată legea. Mai bine nu te băga sub lege, pentru că Domnul Iisus Hristos a desfințat sabatul. Ea punea acolo Ioan 5:18, de exemplu, să vadă frață. E drept aceasta. Ce scrie acolo? Evreii au răstignit pe Domnul Iisus pentru două lucruri, după cum scrie acolo. Nu numai că se făcea pe sine Fiul lui Dumnezeu, dar ce mai grozavă pentru ei era că desfința sabatul. Așa că pentru cei ce sunt în Hristos, sabatul nu are valoare. Pentru cei ce sunt în Hristos, nici cele 10 porunci nu au valoare în sensul cum sunt scrise. Că Domnul Iisus Hristos a spus clar, eu n-am venit să stric legea, nici prorocii, dar am venit să le întăresc, adică să le ridic mult mai sus. Ca prima poruncă, să iubești pe Domnul Dumnezeu tău. În Noul Testament vine Sfântul Ioan în epistola sa și spune că nu-i bine, mă. Nu asta primează. Tu nu poți zice să iubești pe Dumnezeu când tu urăști pe aproapele tău, de lângă tine. Urăști pe tată tău, pe mamă ta, îți urăști copiii, îți urăști neamul, urăști biserica, ești în vrajbă cu unii din biserică. Cum poți tu să mai zici că iubești pe Dumnezeu? Nu? Întâi, să iubești pe aproapele tău
Și nu ca pe tine, cum zice legea, că nu-i destul și nu-i bun. Ci așa cum a zis Ioan în Sfântul Cuvânt, în Evanghelia sa, când ucenicilor le-a spus porunca lui, aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Prin urmare, porunca decalogului a urcat-o mai sus și a pus-o înaintea iubirii de Dumnezeu, iubirea de aproapele. Dacă tu iubești familia ta, dacă tu iubești biserica, dacă tu iubești pe oameni buni, răi, tu ai numai dragoste în tine, atunci iubirea de Dumnezeu se vede de la sine. Dar dacă tu te rogi și zici, eu sunt creștin, eu sunt penticostal, eu sunt baptist sau ce știu ce mai vrei să fii și urești pe cineva, tu ești de-a drept un păgân și tu n-ai nimic cu Dumnezeu comun. Dumnezeu e dragoste. Glorie Domnului Iisus! În felul acesta, deci, băgați bine de seamă, legea Vechiului Testament a căzut. De ce? Era scris, nu? Cum zice Dumnezeu, a socotit legea veche ca ceva ce a îmbătrânit, cum spunea apostolul Pavel. Și ce e bătrân trebuie să moară. În 2 Corinteni 3, de la 4 la 8 și în Evrei 8, 12 cu 13 acolo, ce-a îmbătrânit merge la peire, moare. Legea veche, deci, nu mai are putere asupra bisericii. Ci legea nouă și legea nouă a lui Iisus n-are 10 porunci, care foarte multe. În 2 Corinteni 3, 4 cu 8, acolo apostolul Pavel se justifică față de frați care îl învinuiau că nu ține legea, nu ține sabatul și îl și batjocoreau că ar fi un preot nelejuit și câte toate din astea. Atunci el spune, începând cu versetul 4 din 3 a 2 Corinteni. Nu că noi prin noi am fi în stare să gândim ceva ca venind de la noi. Destoinicia noastră vine de la Dumnezeu, care ne-a și făcut în stare să fim propovăduitorii unui legământ nou, nu a 10 porunci, nu a Leviticului, nu, măi, astea toate au fost umbră pentru cel nou. Și așa, noi avem, nu legea veche care omoară oamenii, ci avem legea slobozeniei, legea Duhului. Că legea veche aduce moarte, legea nouă dă viață. Măriți să fie Domnul Iisus Hristos. Astfel, și legea asta a tăiat-o. E un alt mare stâlp, adică stâlpul al cincilea. Vedeți bine? Și apoi, în 1 Corinteni 3, versetul 8, acolo, spune că dacă legea morții scrisă și săpată în pietri, adică cele 10 porunci erau legea morții, a fost slăvită fiindcă i s-a umplut de slavă fața lui Moise ținând tablele legii în mână. Păi cu cât mai mult nu se va umple ție de slavă și de viață veșnică, ținând
noul în mâna ta, în inima ta, în mintea ta, glorie Domnului Iisus. Prin urmare, e mult mai valoros legea Duhului care dă viață decât legea morții și a păcatului, fiindcă legea nu face altceva decât să-ți descopere păcatul. Nu pofti și tu ești plin de pofte din pântecele maicii tale. Nu fura și tu te naști hoț. Nu curvi și tu te naști curvar. Nu vedeți ce se întâmplă? Mai ales la ora asta? Legea îi amorță. Duce la moarte, că nu poate împlini nimeni. Așa a spus Apostolul Petru și Iacob în Fapte 15. Că legea aceasta, nici noi, nici părinții noștri, n-am putut să o ținem. Și atunci, pentru cei ce se întorc la Dumnezeu dintre neamuri, nu mai este sabat și celelalte lucruri, ci să vă feriți, în primul rând, de curvie, de închinare la idoli, de dobitoace zugrumate. Și apoi dacă păzea astea, fiți sănătoși, mă, pocăiți-vă mai departe, țineți tare de Hristos. Și Hristos vă va ține de mână până la capăt. Glorie Domnului Iisus! Dragii mei, al șaselea așezământ, al șaselea stâlp, era templu. Pentru ei templu era fala, tăria, podoaba, încrederea, templul Domnului, templul Domnului. Dar ei înșiși nu erau un templu pentru Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu a adus vremea la anul 70 ca desfințat templu din temelii, l-a șters de pe pământ. A tăiat și stâlpul al șaselea, templu. De la tăierea templului, niciun evreu absolut nu mai junghie omnel de Paști. Nu mai poate să junghie omnel de Paști. Ci l-a înlocuit cu un picior de găină și cu un ou. Fiindcă nu mai au templu, nu se mai poate face jertfe, că pe câmp oricine va tăia un animal și va vărsa sânge, va fi vinovat de vărsare de sânge și va trebui omorât. Trebuie să vie cu el la templu. Nu mai au templu, nimeni nu mai face asta. Vedeți? În felul acesta, deci, și templu a fost desfințat. De ce? Pentru că poporul evreu să bizuie pe templu, dar nu erau ei însăși transformați de a fi în ei însăși un templu. De aceea Dumnezeu a dărâmat templu lor, tăind definitiv acest al șaselea stâlp, făcând din noi biserica lui Dumnezeu, templul lui Dumnezeu, cum zice 1 Corinteni 6 cu 19 la 20, sau în 1 Petru 2 cu 5, ce minunăție ne povestește cuvântul lui Dumnezeu. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu? Și templul lui Dumnezeu era făcut din Sfânta Sfintelor, apoi din Sfânta și apoi din Curtea Neamurilor. Fiecare ins care e binecuvântat de Dumnezeu trebuie să nu uite, capul lui e Sfânta Sfintelor și aici trebuie să locuiască Dumnezeu. Dumnezeu locuiește într-un cujet curat, mărit să fie Domnul. Dar dacă ți-l spurgi privind la necurății și înfocându-te în fire, în carnea ta păcătoasă, Dumnezeu îi lumină și lumina nu stă la un loc întunericul, te părăsește
și apoi tot câte una cade până când te duci în lume de unde ai venit. Dragul meu, ai grijă de templu, partea asta cu inima și cu plămânii, tot ce ține viața în trup, aceasta este sfânta în care trebuie să aduci jertfe. Și apoi de la brâu la vale, curtea neamurilor, partea care trebuie bine îngrijită și bine acoperită, că e, îi de mare importanță. Prin ea Dumnezeu mulțește lumea și prin ea te face pe tine vesel și așa mai departe. Deci trebuie toate ținute. De aceea Apostolul Pavel, referindu-se la toate acestea, spune: mă rog lui Dumnezeu neîncetat pentru voi ca Dumnezeu să vă păzească întregi duhul vostru, care e aici, sufletul vostru, care e în inimă și în sânge, și trupul vostru. Toate aceste trei părți ce compun omul, Pavel zicea să fie păzite întregi până la arătarea lui Iisus Hristos. Domnul să ne ajute! Amin. Al șaptelea stâlp care este tăiat sunt cele 12 sămânții pe care ei se bazau și toate 12 formau un popor al lui Dumnezeu ales. Dumnezeu a tăiat maslinul și ne-a altoit pe noi mlădiță sălbatice în butucul acestui maslin. Și acum nu te lăuda împotriva maslinului, nu-l ocărâ pe evreu, că nu tu ții butucul, butucul te ține pe tine. Adică noi îl avem pe Hristos din neamul evreilor, avem apostolii evrei, avem cărțile sfinte, promisiunile, legământul nou. Tot de la ei îl avem, prin Iisus Hristos. Și așa că noi trebuie să ne rugăm pentru evrei, pentru Ierusalim și pentru noi. Și Dumnezeu să ne ajute la toate acestea, slăvit să fie Domnul. Pentru că cele 12 seminții care forma poporul evreu, toate acestea, el însuși a anunțat că le va tăia și le-a blestemat. În ziua când e pe muntele maslinilor să uita la Ierusalim, după cum zice prorocul, că el vine să întoarcă inima copiilor spre părinți și a părinților spre copii, ca nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blestem, acum așezând pe munte, plânge pentru Ierusalim și dacă e adevărat, nu știu, dar am fost în locul ăla unde se spune că Iisus stătea și privea Ierusalimul și templu. M-am uitat și eu la ce mai este pe acolo, dar a zis: Ierusalime, Ierusalime, cum am vrut eu să te adun cum își adună găina puii, dar n-ai vrut. O, măcar dacă ai fi cunoscut, măcar astăzi, cu o zi, două înainte de răstignire, dar nici atunci nu o cunoscut. De aceea l-o blestemat, ți se lasă casa pustie. La anul 70, tot evreu a fost vândut și scos din Palestina, din casa lor, din Israel. Și n-a mai avut voie 600 de ani, nici un evreu n-a mai avut voie să intre în țara lui. După 600 de ani a început încetul cu încetul, astăzi evreul are țară, dar are năcazuri încât vai de capul lor. Dumnezeu să-i binecuvinteze și să-i salveze din aceste necazuri. Maslinul, deci, a fost tăiat la anul 70 după Hristos și nu mai este încă sub
protecția dorită pe care sigur că și noi o dorim, nu numai ei, dar Domnul știe de ce îi lasă acolo. Evreul nu mai avea voie să intre în țara lor, în urma neamurilor au fost, în urmă ce neamurile au fost altoite în butuc prin Hristos, formând astfel poporul lui Dumnezeu sau biserica lui Dumnezeu, Romani 11, de la 17 la 20. Înțelepciunea deci și-a zidit casă și a tăiat cei șapte stâlpi. Ce este de fapt casa aceasta? Casa aceasta o găsim în Efeseni 2 cu 20 la 22. Fiind zidiți pe temelia apostolilor și a prorocilor, piatra din capul unghiului, fiind Iisus Hristos. În el toată clădirea bine închegată crește ca să fie un templu sfânt în Domnul, că templu vechi dărâmat. Și prin el, prin Hristos, și voi, neamurile, sunteți zidiți împreună ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? 1 Corinteni 3 cu 16. Vă mulțumim că m-ați ascultat la o prelegere și o gândire primită la ora 2 noaptea, marți spre miercuri. Domnul să fie slăvit! Amin!